Și barză. Da, uitați, mănâncă papură căluții. Bărzuța. Au venit la apă, vedeți, să se protejeze de tăuni. One second, I'm filming, Ram. Suntem pe canalul Letea, ne ducem către centrul satului și aici s-au adunat mulți căluți. Ne filmăm acum, sunt și câteva vite printre ei, dar căluții sunt superbi. Unii dintre ei sunt sălbatici, alții ai localnicilor care au dangale, unii se spune. Dar după cum se dau la o parte, sunt sălbatici. Așa-i, mă salut! Pa! Papură, vedeți, beau apă. Bună ziua din nou. Am zis să vă arătăm căluții. Uitați, mama va trece o barcă, probabil îi va speria un pic. Da, e plăcut așa să-i vezi la apă. Cel puțin unul dintre ei pare mai mult domestic, da, este și brânduit. Dar sunt simpatici așa, este un... un armosar cu două femele și are și un mânz. Ia să vedem, se mișcă. Când mă vor vedea mai aproape. Ia să vedem mânzul. Ia uitați ce frumos e. Ce faci mai frumosile, măi? Exact. Suntem la centru, în Lete, da? Casa. Am venit la apă, pentru că e cam mușcă tăunii acum. Dar e frumos, să știți. Și pădurea Letea vă așteaptă. E o zonă foarte frumoasă. Iar lângă căluți avem mentă sălbatică. Ce frumos miroase. E și o poză așa. Vă salut cu stimă din Delta Dunării, Ciprian Safca. Așa, hai, intrați în apă să vă spălați așa un pic. Hai, la apă, la apă. Hai să se vadă cum traversează. Hai, hai, la apă, la apă. Așa, așa. Așa, bravo. Hai, la apă, la apă. Hai, să vadă lumea că voi știți să notați. Și e natural la voi. Așa, așa, la apă, la apă. Bravo, bravo. Așa, așa, la apă, la apă. Hai, la apă, la apă. Bravo, uite. Uite, frumos. Așa, așa, arată cine e șeful. Așa. Bravo, uite, au ajuns în partea cealaltă. S-au și spălat un pic. Bravo, uite, ușurel. Ca să vedeți că ei se descurcă și traversează.